Cea mai modernă grădiniță din municipiul Suceava se află în cartierul Zamca la Colegiul Național Mihai Eminescu. Clădirea modernizată a fost inaugurată cu două zile înainte de ziua poetului Mihai Eminescu. Evenimentul s-a desfășurat în prezența autorităților locale, dar fără tăierea vreunei panglici. Inaugurarea a debutat cu o ceremonie de sfințire a clădirii. Se binecuvintează grădinița aceasta prin ungere cu îndelemn sfințit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domnului. Binecuvintează să sfințește acest locaș prin slujirea cu aceasta apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domnului. Ulterior, cei prezenți, între care profesori, inspectori școlari, educatoare, părinți și copii, au vizitat noua grădiniță și au rămas impresionați. Spațiile sunt generoase și luminoase. Hublourile de la etaj sunt spectaculoase, iar cromatica mobilierului, geamurilor și pereților exteriori este foarte prietenoasă. Îmi revine deosebită onoare de a adresa pe această cale alese mulțumiri tuturor domnilor directori care au contribuit decizional, dar și practic, la supravegherea lucrărilor care s-au desfășurat aici. Dați-mi voie să-i amintesc pe domnul director Popescu Mircea, domnul profesor Tronciu Renato, Dumnezeu să-l odihnească, doamna profesoară Cazac Gabriela și doamna profesoară Tronciu Anca. Sunt onorată să particip la acest eveniment, sunt bucuroasă, sunt fericită din două considerente. Un considerent că eu fac parte din comunitatea Colegiului Mihai Eminescu pentru că am fost eleva acestui liceu, am absolvit în 1978 ca șefă de promoție și cu repartiție ministerială în municipiul Suceava și am făcut practică pedagogică din 1974 până în 1978 în această grădiniță, grădinița cu program prelungit numărul 4, îndrumată în practica pedagogică de profesori extraordinari, pe care îi apreciez foarte mult și pe care îi stimez și în zilele acestea și ca drept dovadă am rămas fidelă acestei profesii până în zilele acestea. Am făcut o practică pedagogică în această grădiniță cu educatoare dedicate profesiei și foarte bine pregătite. Modernizarea grădiniței a început în 2008. Atunci, preșcolarii au fost mutați în internatul unității de învățământ. Lucrările au fost demarate de Ministerul Educației, după care proiectul a fost preluat de Primăria Suceava. Procedurile birocratice pentru preluare au durat ani de zile, iar lucrările au fost executate în doar 18 luni. Sigur, în faza de construcție, de spune foarte clar aici și în primul rând trebuie să mulțumesc domnul consilier local, care a votat totdeauna proiectul când a venit domnul consilier local, pentru că eu am inițiativa, în final, responsabilitatea am domnul consilier local și le mulțumesc. Le mulțumesc de asemenea directorilor care am colaborat în această perioadă, cu doamna Cazac o perioadă, doamna Tronciu, în perioada în care am început lucrările și așa este, ne-am ținut de ori pe șantier, și cu doamna director Nunțu, de când este domnul director, la fel am pregătit finalizarea lucrărilor și această inaugurare. Cred că aici o lucrare bună, frumoasă, o grădiniță de nivel european. Din 2008 până în prezent, valoarea proiectului a crescut cu 300.000 de euro. Da, lucrările de investiții au costat 1,5 milioane de euro aproximativ, iar de la începutul lucrării la primele divizii și așa mai departe, s-au suplimentat cu aproximativ 300.000 de euro pe toate lucrările care ne-au fost prevăzute și au apărut prin actualizarea inflației și așa mai departe. Chiar dacă a fost inaugurată, noua grădiniță va deveni funcțională în cel mai fericit scenariu după vacanța de Paști. Conducerea Colegiului Național Mihai Eminescu nu poate să ia decizia mutării copiilor din internatul școlar unde se află în prezent, până nu obține autorizațiile de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru noua clădire.